Sfânta Evanghelie cea de la Sfântul Apostol și Evanghelist Matei citire. Să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Că cine va voi să-și scape sufletul va pierde, iar cine îl va pierde, își va pierde sufletul său pentru mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui. Că ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă dacă își pierde sufletul? Sau ce ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de ce se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desfrânat și păcătos? Și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui său cu sfinții îngeri. Și le zicea lor: adevărat grăiesc vouă că sunt unii din cei ce stau aici care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția lui Dumnezeu venind într-o putere. Dezum vreau să Marcus Evangelium lasit un sat geben, in jener Zeit sprach Jesus, wer mein Jünger sein will, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir nach. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinen Willen und um des Evangeliums Willen verliert, wird es retten. Was nützt es einem Menschen, wenn die ganze Welt gewinnt, dabei aber sein Leben einbüßt? Um welchen Preis könnte ein Mensch sein Leben zurückkaufen? Denn wer sich vor dieser treulosen und sündigen Generation meinem Worte schämt, dessen wird sich auch der Menschensohn schämen, wenn mit dem heiligen Engeln in der Hochheit seines Vaters kommt. Und sagte zu ihnen: Amen, ich sage euch, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist. Și-au venit în Capernaum și fiind în casă, i-a întrebat: ce vorbeați între voi pe drum? Iar ei tăceau, fiindcă pe cale se sfădiseră unul cu altul, care dintre ei este mai mare. Și șezând, a chemat Iisus pe cei 12 și le-a zis: dacă cineva vrea să fie întâiul, să fie cel din urmă dintre toți și slujitor al tuturor. Și luând un copil, l-a pus în mijlocul lor și luându-l în brațe, le-a zis: oricine va primi în numele meu pe unul din acești copii, pe mine mă primește,
Și oricine mă primește pe mine, nu pe mine mă primește, ci pe Cel care m-a trimis pe mine. Și a zis Ioan, Învățătorule, am văzut pe cineva scoțând demoni în numele Tău, care nu vine după noi și l-am oprit, pentru că nu vine după noi. Iar Iisus a zis, nu-l opriți, căci nu este nimeni care să facă minuni în numele Meu și să poată de grabă să mă vorbească de rău. Căci cine nu este împotriva noastră, este pentru noi. Zisa Domnul, chemând la sine mulțimea și împreună cu ucenicii Săi, oricine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Căci cine va voi să-și scape viața, o va pierde. Iar cine va pierde viața sa pentru mine și pentru Evanghelie, acela o va mântui. Căci ce-i folosește omului să câștige lumea întreagă, dacă își pierde sufletul? Sau ce-ar putea să dea omul în schimb pentru sufletul său? Căci de cel care se va rușina de mine și de cuvintele mele în neamul acesta desprânat și păcătos, și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Și le zicea lor, adevărat crezi vouă că sunt unii dintre voi care stau aici, care nu vor gusta moartea până ce nu vor vedea Împărăția Lui Dumnezeu venind într-o putere. Din Sfânta Evanghelie după Marcu, din capitolul al 8-lea, de la versetul 34 până la versetul 38 și din capitolul 1 la versetul 1. Preacucence, Părinte Diacon, iubiți credincioși, această duminică este o duminică care încheie sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci. Sărbătoare care este așezată de biserică în ziua de 14 septembrie, în amintirea găsirii lemnului Sfintei Cruci de către împăratul Constantin și mama sa Elena și înălțarea acelui lemn al Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos pe catapeteazma bisericii din Ierusalim în vremea aceea. Lemnul Sfintei Cruci pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos a rămas îngropat pe Golgota după moartea Mântuitorului. Ucenicii erau prigoniți, erau urmăriți. Toți cei care spuneau că sunt ucenici de-a lui Hristos, de-a lui Iisus, erau urmăriți până la moarte. Erau prigoane împotriva creștinilor, pentru că așa se numeau cei care urmau pe Hristos. Lemnul Sfintei Cruci, ca și multe alte urme pe care am fi dorit să le vedem din vremea Mântuitorului Iisus Hristos, au rămas îngropate în locurile acelea și după vreo 300 de ani, când împăratul Constantin și mama sa Elena au întemeiat Imperiul Bizantin, Imperiul Roman de Răsărit, mama împăratului Constantin, o femeie credincioasă și evlavioasă, a dorit să găsească lemnul Sfintei Cruci și să-l pună spre cinstire și spre folos creștinilor. A dat libertate creștinismului, creștinii nu mai erau prigoniți, și știind din ceea ce scria în Sfintele Scripturi și din ceea ce au mărturisit Sfinții Apostoli și mai târziu ucenicilor care au auzit de la ei cu viu grai, s-au dus și au căutat și au găsit lemnul Sfintei Cruci pe Golgota împreună cu cele trei cruci pe care au, toate cele trei cruci, împreună cu cele două cruci ale tâlharilor care au fost răstimiți împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos. Și au recunoscut lemnul Sfintei Cruci prin minunea care s-a petrecut, pentru că atingându-se în timp ce era scos de trupul unui mort, acela a înviat. Iar multe alte minuni prin atingerea lemnului Sfintei Cruci s-au petrecut, care au confirmat faptul că lemnul acela era lemnul pe care a fost răstignit Mântuitorul Iisus Hristos. De aceea, noi numim lemnul Sfintei Cruci ca dădător de viață. Deci cu puterea cinstită de viață făcătoare și dădătoare, cruci. Deci crucea ne dă viață, nu este moarte pentru noi, pentru ortodoxi, nu este moarte crucea. Este viață. Viața nu se poate obține decât prin răstignire. Zile trecute am auzit întâmplarea unui om care a fost foarte bolnav, încât nu i se mai dădeau șanse de supraviețuire.
Și dintre alții care erau și ei bolnavi și pe care i-a cunoscut, niciunul n-a mai supraviețuit, pentru că niciunul n-a făcut ce a făcut el. Adică și-a luat inima în dinți și și-a înasprit viața, nu și-a înmuiat-o fiind bolnav. A ajuns până acolo că se bătea cu urzici pe locul bolnav, pe viu, deci de unde era o suferință, o avea deja, el își făcea o suferință în plus. Și prin aceasta a scăpat. A scăpat cu viață și s-a vindecat. Și poate să trăiască mai departe. Ceilalți niciunul n-a supraviețuit cu aceeași boală, cu aceeași, în aceeași stare de neputință și fiind tratați probabil chiar mai bine, mult mai bine decât el însuși s-a supus la un tratament foarte aspru. El și-a luat crucea, se poate spune, adică a spus, Doamne, sunt bolnav, n-am de ce să mă plâng, ci trebuie să lupt cu această boală, pentru că nu este de la tine boala aceasta, ci boala aceasta este odată cu păcatul în lume intrată, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel, că printr-un om a intrat moartea în lume, iar boala este un semn al morții. Pentru noi este boala și suferința un avertisment, așa cum este și durerea. Spuneam și altă dată, ce-ar fi să nu avem durere când punem mâna pe o plită încinsă, foarte fierbinte? Ar fi tragic. Ne-ar arde mâna și nici n-am sesizat acest lucru, poate numai după miros. Deci, durerea este ceva care ne apără. Suferința, boala, neputința sunt lucruri care ne apără pe noi. Ne avertizează. Adică să ne aducem aminte că suntem muritori. Asta este avertizmentul. Să luăm așa cum este. Într-o povestire se spunea despre un împărat care, având un copil mai la bătrânețe, ținea atât de mult la copilul lui, încât vroia să-l ferească de orice suferință. Și a hotărât el să facă tot ce poate ca acest copil să nu cunoască ce este suferința. În primul rând, sigur, toate cele necesare, să aibă bunăstare. I-a pus păzitor lângă el să nu-l lase să vadă nimic ce ar putea să-l facă să sufere. I-a făcut toate bucuriile pe care și le dorea ca și copil. Dar el, crescând mai mare, la un moment dat, a ieșit pe furiș din palat, în afara zidurilor. Și primul pe care l-a întâlnit a fost un cerșetor. Și îndată s-a rănit cu imaginea aceasta, cu ceea ce a văzut. S-a dus mai departe, a văzut alți oameni săraci, neputincioși, bolnavi. El n-a văzut ce este boala. A ajuns în cele din urmă într-un spital, a văzut ce este suferința. A ajuns într-un cimitir, a văzut acolo că pe cineva duceau la groapă și a văzut cum îl aruncă în groapă, așa cum se face în ținuturile acelea orientale și îl acoperă cu pământ. Suferința lui a fost cumplită. A fost o tragedie pentru el. Pentru că el a fost ferit de a se întâlni cu suferința care este o realitate. Suferința în lume este o realitate și această realitate trebuie considerată. Nu trebuie ocolită. Considerată și create mijloacele prin care noi să putem dincolo să trecem peste această realitate care este suferința, boala, neputința, semnele morții. Semnele morții noastre trupești, care de fapt este o moarte aparentă. Noi credem în înviere, spunem la în simbolul credinței, la fiecare liturghie, cred în învierea morților și viața viacului ce va să fie. Amin. Deci cred în asta. Și dacă cred în asta, atunci toată viața noastră pământească este vremelnică. Și totul este trecător. Dar acest lucru trecător, dacă îl trăim într-o stare de suferință creată, sau să spun așa, de frică, că asta este suferința pe care noi ne-o creiem singuri, atunci viața noastră o petrecem în iad. Și cum spune Sfântul Apostol Pavel, raiul și iadul încep înăuntrul nostru. Adică, dinăuntru începe și suferința noastră și toate problemele. Vedeți, probleme, aceleași probleme pe unii oamenii distrug, pe alții aproape că nu-i ating. Sau chiar dacă îi ating, îi fac să se întărească și să poată să le depășească. Deci nu problema în sine este de vină, ci felul în care noi o percepem, felul în care noi o înțelegem.
Mântuitorul Iisus Hristos i-a chemat, spune cuvântul Evangheliei de astăzi, pe ucenicii săi, pentru că ei se certau între ei care să fie mai mare. Și Mântuitorul i-a certat pe ei și i-a învățat, de fapt, cum trebuie să procedeze. Este, de fapt, o metodă pe care Mântuitorul i-a învățat cum să primească suferința și crucea, neîncercând să caute priorități. Noi asta căutăm. Căutăm întotdeauna să ieșim înaintea altuia, pentru că nu acceptăm să răbdăm. Nu putem să răbdăm pe aproapele, nu putem să răbdăm părerile lui, nu putem să răbdăm modului de viață, nu putem răbda privirea, nu putem răbda tonul vocii, câte și mai câte. Deci sunt lucruri pe care nu le putem răbda. Și de fapt, este o neacceptare a crucii în toate aceste reacții pe care noi le avem. De aceea spune Mântuitorul Iisus Hristos, învață pe ucenicii săi că dacă cineva vrea să fie mai întâi între ceilalți, atunci trebuie să fie slujitor tuturor. Adică să accepte să poarte această cruce. Este o cruce. Asta pe care o acceptăm și o purtăm. Sau oricine va primi în numele meu pe unul din acești copii, pe mine mă primește și oricine mă primește pe mine, nu pe mine mă primește, ci pe cel care m-a trimis pe mine. Adică să acceptăm să-i primim pe cei din jurul nostru așa cum sunt ei. Nu altfel. Este deja acceptarea crucii. Iar în ce privește educația copiilor, este în ziua de astăzi un pericol foarte mare să facem ce a făcut împăratul acela despre care spuneam, care își ferește copiii, care și-a ferit copilul de să nu vadă suferința, iar copilul când a văzut prima dată suferința, a fost foarte deprimat. Și realitatea trebuie cunoscută de la cea mai fragedă vârstă. Sigur că îi protejăm pe copii să nu fie șocați, să nu fie răniți, să nu li se întâmple lucruri care îi marchează toată viața, dar în același timp să nu-i ferim să cunoască realitatea. Trebuie să le dăm o explicație pe înțelesul lor și acele realități. Eu țin minte, când eram copil, puține zile petreceam în vacanță la țară, la bunica mea, dar dacă era o mormântare în sat, ne lua pe cei mici de mână și ne ducea acolo și stăteam în priveghi și nu aveam reacția care au unii de astăzi, care nu vor să-și vadă nici părinții lor după ce au murit, că zice, vreau să-l țin minte pe tata așa cum l-am știut eu, nu cum e acum. Păi tot tatăl tău este acolo, e trupul lui, trebuie să-l cinstești. Sau o zi să-l ard și l-am ars, nu mai văd că a murit. Gata, să șterg lucrurile acestea. Asta e frică. Deci frica e un păcat. Deci nu ai rezolvat problema cu chestia asta. Ai amânat-o, ai împins-o mai încolo. Și cu cât o împingi mai încolo, e ca bulgăre de zăpadă, se face tot mai mare. Deci trebuie să acceptăm realitatea așa cum este. Să învățăm și pe copiii noștri, că suntem muritori. Și că în segmentul de viață pe care îl avem pe pământ, trebuie să trăim în așa fel încât să fim toți fericiți. Toți să fim mulțumiți. Adică să nu să lipsim pe altul de bucuria lui ca să am eu bucuria mea. Și dimpotrivă trebuie să încercăm să împărțim bucuria cu ceilalți. Și la rândul lor ei vor învăța să împartă bucuria cu noi. Sau cum spune Sfântul Apostol Pavel în Epistola către Romani, capitolul 12, versetul 12, zice: bucurați-vă cu cei ce se bucură și plângeți cu cei ce plâng. Asta însemnează părtășie. Asta însemnează să-ți porți crucea ta și în același timp să ajuți și pe altul să-și poarte crucea lui. Adeseori ni se pare că avem o cruce prea grea. Și este o pildă în care se spune că cineva se plângea de crucea lui că este prea mare, prea grea. Și la un moment dat Dumnezeu l-a chemat, zice, bine, vino și-ți alege alta. Și l-a dus într-un loc unde erau foarte multe cruci, de toate felurile, de piatră, de lemn, de fier, mai mari, mai mici. S-a dus și-a ales una mică de lemn. Și zice Dumnezeu, dar ai ales-o tot pe asta care o ai acum. Lui s-a părut că este foarte grea crucea, dar de fapt avea o cruce foarte ușoară și foarte mică față de celelalte pe care alții le-au purtat. Adesea mi se pare nouă că noi suntem cei mai oropsiți și crucea noastră este cea mai grea. Nu este adevărat. Crucea este ușoară dacă o primești. Spune și Mântuitorul Iisus Hristos, chiar și în cuvântul Evangheliei de astăzi,
că cel ce voiește să-mi urmeze mie, să se lepede de sine, să-și ia crucea și să urmeze mie. Și mai spune Mântuitorul în alt loc, zice, luați jugul meu, că este ușor. Acesta este jugul. Crucea, adică acceptarea stării pe care o ai. Nu semnează că noi trebuie să ne auto-mulțumim cu o situație în care suntem și care mereu ne dă de gândit. Și să facem cum a făcut Sfântul Apostol Pavel. El suferea de o boală și mărturisește chiar el, dacă citiți, zice, dat-o mi s-a mie în trup un înger al Satanei care mă pălmuiește ca să nu mă trufesc. Și de 3 ori m-am rugat Domnului să mă scape și în cele din urmă mi-a spus că în neputință se desăvârșește harul lui. Deci de 3 ori s-a rugat lui Dumnezeu. Și dacă a văzut că Dumnezeu nu ia de la el suferința asta, a primit-o, a acceptat-o și a mers mai departe. Și a văzut că este crucea lui. Crucea este un semn pe care noi îl purtăm în noi. Și nu este semn al suferinței, ci este semnul trecerii noastre spre viață, spre înviere. Fără cruce nu este moarte, fără moarte nu este înviere. Deci nu poți să înviezi dacă n-ai murit. Și nu e vorba de moartea trupească, ci este vorba de acceptarea morții trupești pentru învierea sufletească. Deci ca să poți să accepti moartea trupească, trebuie să te împaci cu suferințele care le ai. Trebuie să te împaci cu ele. Este chiar și fiziologic demonstrat, de exemplu, la dureri foarte mari, se declanșează un sistem de autoapărare și omul nu mai suferă durerea la un moment dat. Sigur, cade în inconștiență, nu mai știe ce se întâmplă cu el la un moment dat, dar nu mai suferă durerea. Deci se poate întrerupe durerea care o ai. Și cei care au răbdat durerea, de pildă, au fost mucenici. În primele veacuri creștine sunt multe mărturii din martiriile mucenicilor, dacă citim, în care n-au simțit durerea. Sau în Vechiul Testament, cei 3 tineri aruncați în cuptor și au stat în foc. Și l-au dus la disperare pe împăratul care se uita cum focul arde în jurul lor și ei erau ca și cum nu s-ar fi întâmplat nimic. Și au ieșit de acolo vii și întregi și nevătămați. Deci este posibil acest lucru. Deci noi avem putere extraordinară pentru că suntem făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, dar trebuie să folosim această putere. Trebuie să o scoatem la iveală, să acceptăm suferința și atunci toată ființa noastră lucrează și activează mijloacele pe care noi le avem pentru a ne apăra pe lungă durată de suferință și a ne trece în viața cea fericită, care este viața cea veșnică. Crucea este semnul pe care îl purtăm în noi, spuneam, și pe trupul nostru. M-am spus și altă dată, semnul crucii e marcat pe trupul nostru și chiar și în structura sistemului osos găsiți semnul Sfintei Cruci de multe ori repetat. În felul în care omul stă în poziția cea mai frumoasă, cu mâinile desfăcute, este în formă de cruce. Mântuitorul a fost așa răstignit, așteptând să-i îmbrățișeze parcă la pieptul său pe cei ce l-au răstignit pe el. Este cea mai frumoasă postura omului în formă de cruce. Și crucea este semnul lui Dumnezeu. Am spus și rândul trecut, în duminica dinainte, înălțării Sfintei Cruci, că semnul lui Dumnezeu a fost arătat și în Vechiul Testament. Nu este ceva, să zic, inventat. La un moment dat am auzit la cineva, la un sectar, că a-ți face cruce este o invenție. Păi atunci înseamnă că și crucea pe care a fost răstignit Hristos este o invenție pentru el. Păi o fi fost pentru romani, era o invenție. O descoperire, cum să chinuiască pe cei care voiau să-i răstignească. Dar lemnul Sfintei Cruci, ca semn, era mult mai vechi. Vă spuneam și de la trecută, Avraam a binecuvântat în semnul crucii. A pus mâna pe 2 copii care au venit la el să binecuvânteze în semn de cruce. E descris acolo, în Vechiul Testament, exact cum a făcut Avraam și era semnul crucii. Fără să știe Avraam ce face. Și așa i s-a descoperit lui și a făcut acest lucru. Era semnul lui Dumnezeu, deja se vedea. Sau Moise,
care a lovit în cele patru zări, Marea Roșie, urmărit fiind de egipteni, a lovit în semnul punctelor cardinale și în felul acesta s-a deschis Marea Roșie și el a trecut prin mare ca pe uscat. Sau mai târziu, când au însetat, tot așa, s-a rugat de Dumnezeu, oamenii erau nemulțumiți, ne-a scos din robie și ne-a dus să murim de sete și de foame aici în pustiu. Și s-a rugat și Dumnezeu zice, lovește stânca cu păiagul și va izvorâ apă. Și a izvorât apă și a băut apă din stâncă seacă. După ce a lovit în semnul Sfintei Cruci, cu toiagul în stâncă. Sau când i-au mușcat șerpii, dacă vă aduceți aminte, în pustiu, tot în vremea lui Moise. Și mureau, care l-a mușcat de șarpe, murea. Și s-a rugat Moise, ce să fac, Doamne, că pierim acum, mușcați de șerpi aici în pustiu. Și a spus Dumnezeu să ridice pe o suliță un șarpe. Să-l ridice sus și cine se va uita la șarpe, se va vindeca. Și așa era. Care se uita la șarpe, se vindeca. Care nu se uita, în trei zile murea. Se umfla și murea. Și mai târziu spune Sfântul Apostol Pavel ce este cu șarpele acesta pe suliță. Deci așa cum Moise a înălțat în pustiu șarpele, așa a fost înălțat și Fiul omului pe cruce. Deci vedeți, aici era taina șarpelui. Deci cel ce se uita la șarpe, se uita peste viacul la Hristos și ce urma să fie, să vină în lume și să fie răstignit pe cruce. Mult înainte, vedeți, semnul Sfintei Cruci deja făcea minuni. Pentru că este semnul lui Dumnezeu. Iar semnul acesta, ca să zic așa, pentru cel care a auzit toate acestea și eventual tot nu crede, să spun așa, e scris clar că la sfârșitul lumii, la sfârșitul viacului, când va veni Fiul omului, pe norii cerului, se va arăta mai întâi semnul Fiului omului. Adică semnul crucii pe cer, în chip de stele. Așa cum i s-a arătat lui Constantin, împăratul, atunci când el călătorea de la Roma spre răsărit și i s-a arătat semnul crucii în chip de stele și scria în jur, în semnul acesta, vei birui, vei învinge. Semnul crucii pentru noi este bucurie, sau cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru cei ce nu cred, este tristețe, este batjocură, semn de batjocură, spune el. Dar pentru noi cei ce credem, este semnul mântuirii, semnul bucuriei. Dacă Hristos n-ar fi fost răstignit pe cruce, noi n-am fi fost mântuiți. Și nu e o treabă egoistă să ne bucurăm pentru acest lucru, pentru că Hristos a primit de bună voie răstignirea. Nu l-a obligat cineva să facă acest lucru, ci de bună voie. Și dacă a primit-o de bună voie, noi de bună voie trebuie să ne bucurăm și să primim și noi crucea noastră. În felul acesta repetăm jertfa lui Hristos și în felul acesta facem ceea ce spune El în Evanghelia de astăzi, cel ce voiește să mă urmeze mie, să se repede de sine, să-și ia crucea și să-mi urmeze mie. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin.